versetul 16. Aici am ajuns cu predicile din Tesaloniceni. Aici Apostolul Pavel spune: bucurați-vă întotdeauna. Amin. Amin. Haideți să spunem acest verset împreună. Bucurați-vă întotdeauna. Amin. Amin. Ocupați loc. Nu există mai mare adevăr care să-l entuziasmeze pe copilul lui Dumnezeu, pe un creștin adevărat, decât afirmația reală, adevărată, că Iisus Hristos urmează să vină. Amin. Când Apostolul Pavel le scrie asta celor din Tesalonic și tot ce se spune după aceea din capitolul 4 încolo este sau sunt adevăruri rostite în lumina faptului că Iisus Hristos vine. Și când, pentru că tot ce se spune în capitolul 5 trebuie interpretat în lumina capitolului 4. Tocmai de aceea. Pentru că Iisus Hristos urmează să vină a doua oară. Să-și răsplătească biserica, să o ia în glorie. Și am văzut că, contrar felului nostru greșit de a înțelege, noi zicem că Domnul Iisus va veni, e adevărat că va veni ca un hoț. Însă Pavel explică, nu e adevărat că pentru copiii Domnului vine ca un hoț. Dar cum credem noi? Și noi vom zice, de mult așteptăm. Nu știm secunda când vine. Nu știm ziua. Dar noi nu vom zice, nu m-am așteptat la asta. Ci copiii Domnului ar trebui să spună, de mult așteptam noi. Pe când? Atitudinea celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu va fi cu totul alta. Însă, am văzut deja de suficiente predici că după ce știi că Domnul Iisus Hristos vine, El spune, atitudinea relației se schimbă. Și tocmai am încheiat câteva predici legate de faptul că dacă vine Domnul Iisus, ar trebui să avem curajul să ne mustrăm. Că dacă trăim în neorânduială, să ne încurajăm. Și în mod special să-i încurajăm pe deznădăjduiți. Să-i sprijinim pe cei slabi. Am văzut că numai pentru faptul că Domnul Iisus Hristos întârzie să vină cred unii, îi se cere răbdare. Pentru că suntem în relații cu oameni imperfecți, cu la rândul nostru, noi suntem în curs de desăvârșire. Îi se cere răbdare. Duminica trecută am văzut că, tot contrar unor credințe greșite, cum că n-ar fi voie să ne răzbunăm. Biblia spune că ar trebui să ne răzbunăm. Și am văzut cum să ne răzbunăm biblic sau cum să ne răzbunăm după voia lui Dumnezeu. Versetul 15 încheie îndemnurile despre relații. Și din versetul 16 este vorba despre atitudinea în închinare. Și anume faptul că din perspectiva faptului că vine Domnul Iisus, inclusiv viața noastră de închinare, trebuie să fie alta. Nu întâmplător, partea legată de închinare începe cu apelul la bucurie. Vreau să vă întreb, câți dintre cei care sunt aici în această dimineață sunt bucuroși? Mâna sus. Cât sunt foarte bucuroși. Că unii n-au ridicat mâna. Sunteți în toate felurile. Aș vrea, cu ajutorul Domnului, să corectăm câteva concepții greșite despre bucurie. Desigur că bucurie e o stare de care și-o dorește orice om. Nu cred că este aici om normal care să nu tânjească după bucurie. Problema stă în faptul că cei mai mulți oameni nu știu cum pot să-și obțină bucurie și pentru că nu știu cum să-și obțină bucurie, o caută prin metode greșite care în loc, numai că nu le oferă bucuria mult așteptată, dar îi îndepărtează de bucuria autentică, ademenindu-i în schimb cu surogate ale bucuriei. Evident că eu am început să mă bucur cu adevărat din clipa în care am devenit copilul lui Dumnezeu. Sigur că au mai fost pași care m-au ajutat să mențin bucuria. De exemplu, ca să mă bucur tot timpul, am curtat o fată pe care o chema Bucur. Acum o chereș.
cheamă Kelly. E vorba de Mihaela, de soția mea. Așa că vă dați seama, eu inclusiv când mă duc la soacra, eu mă... Bineînțeles. Dar nu numai de asta depinde bucuria mea. Așa că vă rog să fiți atenți că aceasta este o provocare. Începem cu provocarea bucuriei. Observați, vă rog, forma verbului. Este un imperativ. Acum, dacă ar zice așa, dacă vreți, puteți să vă bucurați. N-aș ciuli atât de tare urechile. Dar este o poruncă. Ziceți altul, un sinonim pentru imperativ, poruncă. Ordin. Un ordin. Este o comandă. Oh. Însă, când Dumnezeu ne poruncește să ne bucurăm, înseamnă oare că pretinde de la noi o bucurie la comandă? Dacă bucuria ar fi doar un sentiment, așa cum este definit de dicționarul explicativ, înseamnă că Dumnezeu ne pretinde să ne inducem starea de bucurie în mod obligatoriu. Mai sunt predicatori sau păstori care se uită la biserică, îi văd că au mutre jrani, ca și cum le-ar fi murit cineva în familie și nu ne-a murit nimeni, și el zice, fraților, nu-i bine, bucurați-vă! E o chestie greșită o astfel de atitudine. Că bucuria nu poți să fie cu pompa și la comandă. Dar asta ne pretinde oare Dumnezeu când ne ordonă, când ne spune bucurați-vă? Vreau să înțelegem că nimeni nu se poate bucura cu adevărat dacă nu înțelege sensul bucuriei și faptul că bucuria adevărată este legată întotdeauna de Dumnezeu. Am spus că dicționarul explicativ definește bucuria ca și sentiment. Însă noi nu definim conceptele importante din creștinism după dicționarul explicativ. Noi le definim după cuvântul lui Dumnezeu. Că după dicționarul explicativ și dragostea este un sentiment. Este evident din Biblie că nu este doar atâta. Când vorbim despre bucurie din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu, pricepem imediat că bucuria nu este doar un sentiment. Dar ce este ea atunci? Ne-am putea spune cam așa. Că bucuria nu este un sentiment, ci este o stare. Este o stare de satisfacție, de mulțumire și fericire permanentă, născute dintr-o legătură autentică și personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci o stare de satisfacție permanentă născută din relația cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acest lucru înseamnă că sursa adevăratei bucurii este Dumnezeu însuși, pentru că nu putem defini bucuria decât în termenii legăturii noastre cu Dumnezeu. Când rostești bucurie, trebuie să-L pui pe Dumnezeu alături. Pentru că bucurie fără Dumnezeu nu există. Prin urmare, provocarea la bucurie este și o provocare la mântuire. Știți de ce? Că atunci când le spune oamenilor, pocăiți-vă! De fapt, implicit îi chemăm și la bucurie. Pentru că bucuria adevărată nu se găsește în altă parte decât la Dumnezeu însuși. Cu alte cuvinte, atunci, întorcând lucrurile, ne-am putea spune, tu când refuzi chemarea la pocăință, tu implicit refuzi și ce? Refuzi și șansa de a te bucura cu adevărat. Domnul Iisus zicea, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Deci tu crezi, o nu mă pocăiesc, că nu mă putea bucura, nu e adevărat. Tu, de fapt, când refuzi asta, refuzi șansa unică de a te bucura, pentru că bucuria adevărată se găsește doar la Dumnezeu. Așa că provocarea la bucurie nu este o provocare la orice fel de bucurie, ci este o provocare la o bucurie izvorâtă din relația cu Dumnezeu. Textul paralel din Filipeni, Filipeni 4:4, mai adaugă ceva. Aici spune, bucurați-vă întotdeauna. Acela zice așa, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Deci este evident că e vorba despre o bucurie în Domnul. Sau în Ioan 15:11, Domnul Iisus zicea, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucuria cui? Bucuria, așa cum există tot felul de pace și Domnul Iisus Hristos zice, nu vă dau pacea aia pe care o tot saluta Ceaușescu, ci vă dau pacea mea. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere.
pricepere te poate păzi cu adevărat. Liniștea lui Dumnezeu îți trebuie ție, nu acel lasă-mă în pace sau dă-mi pace. Tot la fel Domnul Iisus zice, bucuria mea să rămână în voi. Acum, dacă pentru cei nemântuiți nu este posibil să aibă bucuria lui Dumnezeu decât dacă ascultă chemarea la pocăință. Asta e clar. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, cuvântul de ordine pentru tine este pocăiește, dacă vrei să te bucuri. Dacă nu, n-ai cum să te bucuri cu adevărat. Pentru credincioși, în schimb, chemarea la bucurie este chemarea sau obligația de a se manifesta conform statutului lor. Ați înțeles? Dacă pentru un necredincios el nu se poate bucura, nu există chemare la bucurie, mai întâi chemare la mântuire, pentru copilul lui Dumnezeu, când Biblia spune bucură-te, ea nu face altceva decât să îți ceară să te manifestezi așa cum este statutul tău. Statutul tău cere lucrul acesta. Să ai o stare de bucurie continuă. Nu există niciun motiv ca să ne putem scuza lipsa de bucurie atunci când suntem copiii lui Dumnezeu. Nici măcar sobrietatea falsă evocată. Dezolare, apatia, deprimare, bombănitul, nemulțumirile, nefericirea și alte stări negative ar trebui lăsate pe seama celor care nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se bucure de noua lor stare, de statutul lor, de privilegiul și măreția Dumnezeului care sunt în părtășie. Amin. De aceea uitați doar câteva versete. În Psalmul 95:1. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, zice psalmistul. Sau în Psalmul 100, primele două versete. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Da? Sigur că ar trebui făcută diferența asta, că bucuria adevărată nu este atunci când râdem, când ne distrăm, sau când suntem satisfăcuți de o mulțime de lucruri materiale. Și o să vedem mai încolo puțin lucrul acesta. Ci avem bucurie când suntem într-o legătură de părtășie permanentă cu Dumnezeu prin Hristos. Amin. Amin. Asta ar trebui. Faptul că tu te bucuri în unele situații și în altele nu, înseamnă că habar n-ai. N-ai înțeles până acum definiția adevăratei bucurii. Bucuria este posibilă atunci când ești într-o strânsă legătură de părtășie cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta ne duce la doilea punct, cea de la privilegiul bucuriei, pentru că deja ar fi trebuit să vă dați seama că bucuria adevărată, bucuria lui Dumnezeu, nu este la îndemâna oricui, ci ea este privilegiul copiilor lui Dumnezeu. Dacă bucuria ar fi doar un sentiment trecător, determinat de diverse circunstanțe, de exemplu, când te logodești. Acum, Tudor cu Rebecca, ea trebuie să le dăm voie pe aici, că nu mai au voie să mai atinge picioare, să umple pe aici, că inima s-a logodit. Voi, ce ți-a luat de la logod, nu? S-a dus mai râs. La logod n-a dat. Bun. Și ce ești mai atunci aminte de la logod n-a lui? Nu vă aduceți aminte? Sau nu v-ați logodit? Poate voi direct mai mult. Dar în orice caz, a stat, nu, e o mintire plăcută, în afară dacă nu te-a strâns pantofii sau ceva. Dar și atunci zic, bă, dau sigur că Tudor cu București ei, că vă logod n-a lor. Întristează să părinții lor, că le pleacă copilul de acasă. Nu. Dacă bucuria este determinată doar de circumstanțe trecătoare, atunci toți oamenii ar avea parte de clipe de bucurie. Nu? Vine pensie. Nu, moment de bucurie. Care durează cam 10 minute. Că poți cheltui 10 minute, da? După aia, o lună de zile, clipe de tristare, da? Când datorită, bun, iară clipe de bucurie, așa de când în când. Stică guvernul, clipe de bucurie. Însă aneștotăia, clipe de tristare. Deci nu așa se judecă bucuria. Dacă, în schimb, bucuria autentică nu este un sentiment care depinde de circumstanțele prin care trecem noi. Și dacă depinde de legătura cu Dumnezeu, înseamnă că deși oricine poate beneficia de ea, nu toți o posedă, acesta fiind privilegiul celor mântuiți, răscumpărați de Domnul. Așa că adevărata bucurie se capătă prin credința în Hristos.
Acest lucru înseamnă că cine nu este copilul lui Dumnezeu nu are bucurie autentică. Și noi, bă, n-am nouă, acum îmi dau seama. Eu am crezut că n-am bucurie pentru că am salariu mic, pentru că taxele sunt mari, pentru că chiria așa, pentru că n-am mașina care trebuie, n-am așa, îți grasă slabă, drum scurt, nu știu ce. Nu din cauza asta. Ci din cauza că nu ai credința adevărată. Uitați ce spune Biblia. Roman 15:13. Și anume, primul lucru, ca să demonstrăm că credința în Hristos generează bucurie. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă cine? Pe care o dă credința. Deci credința dă bucurie și pace. Așa că tu poți fi bucuros și dacă ești într-o țară în care există dictatură, și dacă ești într-o țară în care există sărăcie, și dacă ești bolnav, și dacă treci prin necazuri. Asta trebuie să revoluționeze gândirea noastră în ceea ce privește atitudinea de bucurie. Domnul să ne ajute. Amin. Bucuria, de asemenea, află din Galateni 5:22, că este parte din roada Duhului Sfânt. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Bucuria. Roada Duhului Sfânt. Bucuria se primește când te împaci cu Dumnezeu. Psalmul 34:5 spune așa. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Spre care? Ce se produce cu bucurie? Ce are ce afli când te întorci cu privirea spre Stan și Bran sau mai știu eu cine? Când te întorci privirile spre cine? Spre Dumnezeu. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Slavă Domnului! Și acum există paradoxal, există o legătură strânsă între bucurie și plâns. Ce ziceți de asta? Păi, acest lucru rezultă din faptul că privilegiul bucuriei este accesibil doar pentru cei care au plâns plânsul pocăinței. Matei 5:4, una dintre fericiri. Ferice de cei ce plâng. Căci ei? Vor moșteni că ei vor fi mângriați. Și versiunea din Luca spune ferice de voi când plângeți că voi veți râde. Voi veți bucura. Prin urmare, când sau cine a renunțat la viața veche și s-a aruncat în brațele lui Dumnezeu cu pocăință și credință, are minunatul privilegiu al bucuriei adevărate. Ori nu te bucuri că n-ai înțeles, sau sunt alte lucruri care opresc bucuria și sper că până înainte de a încheia să fie clarificat și asta. Dar nu uita, bucuria este privilegiul tuturor copiilor lui Dumnezeu și o stare care nu depinde de circunstanțe trecătoare, ci depinde de relația cu Domnul Iisus. Amin. În al treilea rând, și asta poate este cel mai interesant și ciudat punct sau afirmație din cuvintele acestea, n-ar fi nimic că bucurați-vă. Dacă ați fi zis numai bucurați-vă. Dar problema este că Biblia, când formulează acest imperativ, spune un lucru care ne șochează. Cel puțin dacă cât de mult interesează. Și nu te-o prins de la dragoste de sarmare la casă sau de ceva. Și încă ești pe aici. Cu mintea. Bucurați-vă. Ceva probabil. Chiar cred că Pavel, că eu așa am stat de vorbă cu un frate din biserică unde am fost păstor, eram tânăr, și sigur că el era mai repezit așa și zice, ce mai faci, frate? Nu bine, zice. O zic, slavă Domnului, că Biblia zice că și când sunt tari, când sunt slab, atunci sunt tari, zice apostolul Pavel. Stă să uită la mine și zice, frate păstor, lasă-mă ce cu apostolul Pavel, că nu știu de la toate ce vorbea. Și el nu știu ce simt, el nu știu ce simt eu. Bătrâne zbornat. Deci, dacă n-ai crede că Biblia nu e o carte de cinilituri, de glume, adică chiar acum, chiar Pavel, chiar în totdeauna, ce părere aveți? Da sau nu? Da. Stați un pic, el se află înaintea lui Festus și Agripa și știți ce zice? Știți ce a zis? Dea Dumnezeu, e nu blestemat atunci, ca toți să fiți la fel ca și mine, în afară de lanțurile acestea.
extraordinar. Să aveți pacea mea. Să aveți mântuirea mea. Să aveți bucuria mea care vine și nu depinde de faptul că iau lanțuri. Acum, în loc de lanțuri, înțelegeți că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, înlocuiește lanțurile sau mângă lanțurile. Lanțurile erau chiar lanțuri adevărate. Nu erau lățișoare. Dar tu poți înlocui, nu toată lumea are lanțuri. Și asta e și veche. Mi-am dat seama că mulți și cu cântările astea, multe ar trebui schimbate. Asta e paranteză. Dar e tot legat, aici e vorba de închinare. De ce ar trebui schimbate? Știți de ce? Vă spun eu. Sunt anacronice. Nu că nu sunt frumoase, dar multe sunt compuse de moldoveanu, de dorz și când erau în închisoare. Erau în închisoare. Și domnule, mi se pare anacronic să cânți despre crucea, nu o legă, despre crucea ta, despre cât de greu e pe calea asta, tu cu iPhone 4, graz, bine, rugiești de nu știu câte ori, da? Sături, că ai umflat de 3, 4, 5 feluri de mâncare, de asta e anacronic. Nu vi se pare? Atunci, cu fiecare epocă ar trebui să aibă cântările ei. Tocmai din cauza asta, că nu se potrivește, suntem ridicoli când cântăm cântări despre spini, despre cu, că noi nu alea fost de pușcărie cântate. Dar ce am vrut să spun este că și astăzi sunt pușcărie. Dacă ai un trup pe care l-a atins boala, ce este pușcărie, Vasilica e în pușcărie. În locul lui, sora Roze, alea-s lanțurile ei. Dacă ești bătrân și singur undeva, acelea-s lanțurile tale. Dar nu de asta depinde bucuria. Apostolul Pavel putea să spună, eu mă pot bucura, în ciuda, ba mai mult decât atât, Filipeni, care face, este numită Epistola Bucuriei. De unde o scrie? Când ai citit, cât de plin de optimism, zici, eu îți adresă și zici, sanatoriu din de la zi la zi. Sau unde e acolo? Nu, domnule, că el scrie din închisoare. Înțelegeți? Scrie din închisoare când zice bucurați-vă. Asta înseamnă că deși circumstanțele prin care treci sunt împotriva ta, Dumnezeu nu este ipocrit să-ți ceri să te bucuri de lucrurile acelea. Ci din cauza statutului tău care le depășește, slăvit să fie Domnul. Amin. Imperativul acesta îndrăzneț de a te bucura întotdeauna a făcut pe unii comentatori să spună că, inclusiv pe John Stott, să spună că porunca este în ceea ce privește închinarea. Eu cred că este greșit. Pentru că nu trebuie să privim cu suspiciune afirmația când înțelegem că din perspectiva din care Dumnezeu definește bucuria, nu circumstanțele vieții noastre determină bucuria, ci relația însăși. Legătura cu Domnul. Slavă Lui pentru lucrul acesta. Așa că noi nu suntem chemați să ne bucurăm doar când ni se întâmplă ceva plăcut. Ci suntem chemați să ne bucurăm pentru că ni s-a întâmplat deja cel mai important lucru. Iertarea și intrarea într-o relație permanentă cu Dumnezeu. Slavă Lui! Deci nu ești bucurat să te chemați să te bucuri pentru ceva, ci pentru că deja s-a întâmplat ceva în viața ta. Nu mai aștept să văd dacă va veni ceva să vă bucuri. Deja ai cel mai mare motiv să te bucuri că ești copilul lui Dumnezeu. Din moarte ești adus la viață, din prieten cu diavolul, ești adus în familia lui Dumnezeu, cetățean cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, cu numele scris în ceruri, ascuns în Hristos. Amin! Ca să ne bucurăm, putem bucura permanent, însă trebuie să înțelegem faptul că bucuria este o stare pe care circumstanțele n-au voie să o influențeze. Un credincios însă care va vrea să aibă bucurie permanentă, își va cinsti, își va prețui relația cu Domnul. Dacă relația produce bucurie, atunci o va prețui ca și pe bunul lui cel mai de preț. Pentru ca bucuria credinciosului să dureze tot timpul așa cum credeți că ați vrea, cred că ați vrea, trebuie să știm însă că bucurați-vă nu este singurul imperativ al Bibliei, nu? Eu știu că, atunci și cei de la Siget care au sărit mai în fetele alea, care și-au prins țigara la unul, au împlinit Biblia. Dacă ai avea o Biblie în care se scrie numai atâta. Bucurați-vă. Biblia nu zice numai bucurați-vă și punct.
Dumnezeu ne poruncește în egală măsură să ne sfințim, să ne iubim, să ne iertăm, să ne rugăm, să fim mulțumitori. Suntem chemați la bucurie, dar în același timp Dumnezeu ne cheamă și la reverență și la curăție. Psalmul 2:11, acolo scrie, slujiți Domnului cu frică și nu vă place de așa, cum știe să alăture paradoxal lucruri care, da? Bucurați-vă tremurând. Bucurați-vă tremurând. Bucură-te, dar în același timp fă-o cu referență, conștient că Dumnezeul care ai de-a face nu este oricine. Deci ne putem păstra bucuria atunci când înțelegem că valoarea bucuriei nu este legată de lucrurile trecătoare, ale vieții de aici, ci de viața veșnică. De aceea copilul lui Dumnezeu, de aceea îi se cere să se bucure întotdeauna și se poate bucura întotdeauna. Hai să vedem câteva versete. Luca 10:20. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în cer. Poate fi asta o bucurie permanentă. De ce? Că nu se șterge. Că nu se șterge. Acolo e o cerneală de asta, așa că... Și cu ce cerneală? Cu ce? Sângele Domnului Iisus. În lucrurile acolo nu se poate șterge nimic. Nici praf. Că nu e de pe praf, da? Slavă Domnului. Numele sunt scrise în ceruri. Cum să nu te bucuri? Dacă ar fi scrise numai pe pământ, atunci ar fi cu totul altceva. Îl trebuie de pământ, dar este mai aici. Ne-i început să șteargă tabla, fac, să știe sânile de acolo. S-a zis. Dar dacă e scris în ceruri, asta rămâne. Slavă Domnului. Ioan 16:22. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Nimeni nu poate răpi bucuria voastră. Slavă Domnului! Amin. Și Ioan 15:11 v-am spus acest lucru pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină, să fie deplină. Însă, mai presus de tot ce am spus până acum, permanența bucuriei este determinată de Domnul însuși. Și o să-i explic. Că cine își leagă bucuria de lucruri trecătoare, va avea o bucurie trecătoare, pentru că tot ce este în jurul nostru, ce se întâmplă cu alea? Trece. Se duce. Da? Orice. Până acolo când vedem că și frumusețea este trecătoare. Ce face? După aceea, ala de lângă ei bătrân, ce-și face? Să nu mai iubești. Da, seama. Eu v-am așteptat să faceți și o bătaie pe treaba asta. Voi mai lăgăm eu un dat de ăsta mai slab. Haideți să vedeți ce înseamnă lucrul acesta. Și anume că cine înțelege să-și lege bucuria de Domnul, Iisus Hristos este același ieri și azi și veci, slavă Lui, va avea parte de o bucurie permanentă. Dar pentru asta e de ce să înțelegi. Psalmul 104:34. A trebuit să ai subliniat în Biblie. Psalmul 104:34. Și se zice psalmistul acolo. Mă bucur de Domnul. Ați înțeles? Ați înțeles, Samu? Ce ați înțeles? Că dincolo de darurile Domnului, noi trebuie să învățăm să ne bucurăm de Domnul darurilor. Și ați văzut o religie din asta în zilele noastre. Vin la Domnul că sărac. Religia prosperității. Dacă te-ai bucurit, Domnul trebuie să-ți dea. Te bucuri de darurile Domnului. Dacă ești bolnav, trebuie să te vindeci. Dacă te doare capul, pacă, tu nu-ți suporți. Mă sau un pic aici, pacii, repede să te facă bine. Dar, psalmistul zice, am înțeles că dacă mă bucur de lucrurile pe care mi le dă Domnul, asta s-a întâmplat cu Iov. Dacă eu s-ar fi bucurat de lucrurile pe care le dă Domnul, cât l-ar fi slujit pe Domnul? Cât? Ca și nevastă asta. Că nevastă s-a zis, lasă-mă pe Dumnezeu și acum gata. O grămadă de gunoi, chescar din un cioc de... Sticlă. Nu dă sticlă, că nu era inventat, era numai, era de lucru numai, da? Așa? Un cioc și... Dar știți ce a zis Iov? Domnul a dat? Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Adică, cu alte cuvinte, El a zis așa, eu mă pot bucura, că trebuie răclătirea la cap, să zici că nu te bucuri atunci când ai lucruri și materiale, inclusiv. Dar,
Eu dincolo de lucrurile acelea, eu mă bucur de Cel ce mi-a dat lucrurile acestea. De Domnul. Amen. Și atunci când sunt acolo, că sunt lucrurile Domnului acolo, că sunt darurile Domnului, dă-vă Domnul la tăți cât de multe daruri. Amin. Și materiale și spirituale. Dar dacă nu ți le dă. A făcut Dumnezeu contract cu cineva că îl face pe pocăiți, pe toți milionari? No. Dar pot fi între pocăiți milionari. Facă-i Domnul pe toți milionari și mai ales să-i cunosc și eu pe toți. Pe lumea aș trăi și eu. Numai eu să fiu singur care să nu fiu un milionar. Nu. N-a făcut asta. Din potrivă, am învățat cu toții lecția asta. Atunci când suntem domnați, atunci când suntem la strântorare, când afacerile ne merg mai rău, atunci depinde mai tare de Domnul. Ați învățat lecția asta? Da, da. Eu mă te rog să-i margă mai bine afacerile la Daniel Flore. Eu am observat că de cât e mai rău, hai să iei lecția de la biserică. Întotdeauna greutățile i-au apropiat pe copiii lui Dumnezeu și au dus mai aproape de El. Iov era copilul lui Dumnezeu Samuel. Era Samuel? Da. Era. Încă unul mândru care Dumnezeu se mândrea. Ascultați. De pe o grămadă de gunoi, Iov ajunge să zic așa. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar de-a când am ajuns pe grămada de gunoi și am pierdut totul, ziceți, ochiul meu te-a văzut și m-am încruzit. Nimic nu te aduce mai aproape de Domnul decât durerea, necazul, problemele care nici cum nu le vrei în viața ta. E normal să le dorești. Însă, omul lui Dumnezeu a înțeles că dacă vrea să aibă bucurie adevărată, dincolo de darurile Domnului, să se bucure de Domnul. Amin. Că Domnul nu-ți este luat și rămâne pentru totdeauna. Amin. Carnea și inima pot să mi se prăbădească. Dacă îți rămâne Domnul, ai totul. Psalmul 9 cu 2, e aceeași idee. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalt. Adică voi face ca scopul bucuriei mele și în tot ce-i bazată bucuria mea să fie Domnul. E aceeași idee. Mă bucur de Domnul. Psalmul 33 cu 21. Da! Inima noastră își găsește bucuria în El. Căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Așa că să nu uitați, bucuria permanentă este posibilă atunci când bucuria noastră este Domnul însuși. Amin. Amin. Și în ultima parte, câteva lucruri despre piedicile bucuriei. De ce? Am văzut că bucuria este privilegiul copiilor lui Dumnezeu. Și dacă cineva dorește să aibă bucuria adevărată, trebuie să se pocăiască. Dar eu știu că încă sunt oameni, n-am răspuns la toate întrebările. Pentru că cineva de aici, bă, ca unul va zice așa, stai pe că eu m-am pocăit. Și eu tot n-am... Ce? Eu tot n-am bucurie permanentă. Chiar acum venim la biserică, am dat destul de bombărie, mai... Și stau aici așa, mă uit, atunci eu dacă sunt pocăit, nu sunt pocăit, sau altceva s-a întâmplat. Și vreau să vă spun câteva dintre piedicile bucuriei. Adică dacă ești copilul lui Dumnezeu și totuși nu te bucuri, să vezi care-i baiul. Să încercăm să reparăm. Ce s-a întâmplat? Păi, de exemplu, distracția. Poate tu te mulțumești cu distracție. Vreau să vă spun că distracția poate fi o piedică în calea bucuriei. Știți când? Când confundăm bucuria cu distracția. Pentru că bucură-te nu este echivalent cu distrează-te. Distracția este un surogat al bucuriei. Adică, în timp ce bucuria, să spun așa, să înțelegi mai bine, este starea oamenilor care au găsit fericirea,
Distracția este specifică oamenilor care caută, care sunt în căutarea fericirii. Și n-au găsit-o. Și atunci ei cred că distracția poate să fie un furnizor de bucurie. Însă nu este așa. Altă piedică este păcatul. Păcatul este o piedică principală în calea bucuriei. Când în viața unei persoane există păcate nemărturisite, neabandonate, și de care nu s-a pocăit, acestea sting bucuria. Știți cum se ruga David și cum scrie el că se ruga în Psalmul 51, versetul 12, cum îl implora el pe Dumnezeu în rugăciune? Că unii zic că mântuire. Nu mântuirea și pierduse el. Ce își pierduse el? David era rege, era copilul lui Dumnezeu, era prietenul lui Dumnezeu, până anumit întotdeauna. Dumnezeu de el zice, dă iarăși, că nu avea. A fost că zici, dă iarăși, înseamnă că cer ceva ce ai avut înainte și acum nu mai ai. Ce? Bucuria mântuirii. Bineînțeles. Dăm bucuria mântuirii. Și toți ați experimentat lucrul acesta. Ca și copiii lui Dumnezeu. Când păcatul are multe forme, știți lucrul acesta. Poate fi vorba de legătura cu Dumnezeu, poate fi de o relație deficitară cu soțul, cu soția, faptul că n-ai relații de calitate, pentru că nu stai în voia lui Dumnezeu. Tu trebuie să te analizezi. Dar păcatul îți rătește acea bucurie, pentru că Duhul Sfânt produce bucurie în tine și Duhul Sfânt tace. Nu uitați că avem aici imediat versetul 19. Nu stingeți Duhul, nu dispărțiți prorociile. Și nu trebuie să predicăm și de acolo. Să vedem ce înseamnă să stingi Duhul. Ce înseamnă să dispărțiți prorociile. Și asta îl face pe Duhul Sfânt să fie testat. Este o persoană și să nu genereze bucuria aceea de copil mântuit. N-ai relație de calitate în viața ta. Așa că, dacă ești mântuit și n-ai bucurie, imediat trebuie să-ți revizuiești toată viața. Să zici, o, Duhule Sfânt, descoperi orice păcat există în viața mea, pentru că tânjesc, doresc, iarăși, bucuria mântuirii. Amin. De fapt, tocmai de aceea apelul la bucurie este adresat celor curați, sfinți. Psalmul 32:11. Neprigăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Vedeți cum este apelul la bucurie. Scoateți strigăte de bucurie. Știți cine? Toți cei cu inima fără prihană. Dar cine e cu inima fără prihană? Adică inima fără? Fără vină. Da? Mâna sus. Aha. Credeți că v-am întrebat dacă n-aveți păcat. Nu asta e fără prihană în Biblie. V-am prins. Fără vină, fără prihană, în ochiul lui Dumnezeu, nu este unul care n-are nimic. Nu uitați, Biblia nu se contrazice. Biblia spune că cine citește în ultimul verset din 1 Ioan 1, că cine zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Fără vină, fără prihană, este unul care a venit cu păcate de la crucea Domnului Iisus Hristos. Slavă Domnului! Lipsa unei relații de calitate cu Domnul fură bucuria. Pentru că o conștiință încărcată de păcat va afecta relația dintre noi și Dumnezeu. De aceea zice Psalmistul, Psalmul 97:11. Lumina este semănată pentru cel neprionit și bucuria pentru cei cu inima curată. Amin. Manifestările și dorințele păcătoase fură de asemenea. Sunt piedici în calea bucuriei. Iov 20:5. Biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului, nu mai explică, sau Proverbe 15:21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte. Dar vreau să vă spun că și bazarea pe lucrurile materiale sunt o piedică în calea bucuriei adevărate. De ce credeți că bazarea pe lucrurile materiale sunt o piedică? Cum? Că? Iau locul Domnului. Acum le ai, acum nu le ai, și și dacă le-ai avea tot timpul, ele sunt lucruri trecătoare. Numai Dumnezeu poate să-ți ofere bucurie. Numai legătura cu Dumnezeu. Niciodată lucrurile materiale nu vor aduce bucurie în inima omului. Deși, dacă am avea niște ochelari care ar vedea ce vin din noi, și mi-aș pune ochelari aceia, cu toții v-ați gândit, băi, $1,000,000 de euro, dacă ar avea și un curos tot timpul, o mașină, fie și de producție românească, chinezească,
numai să fie Ferrari sau Rolls sau de felul ăsta, da? M-ar mulțumi și, mă rog, măcar o vilă pe o plajă însorită undeva în Seychelles sau undeva, mă rog. Dar nu are. Și de unde știu? Pentru că bogatul din Luca 12 a crezut că lucrurile materiale îi pot aduce bucurie, așa? Și în Luca 12 cu 19, el vorbea cu el. Cât în fiecare zi și noi vorbim cu noi. Și el cum vorbea cu el? Ce-o zis el? Suflete, zice, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Fă trei lucruri de acum înainte, da? Trei lucruri. Cred că o făcut la București, era trei puncte își dore, da? Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Adică, bucură-te! Bucură-te că ai multe lucruri materiale, ai multe bunătăți. Și numai după un verset, versetul 20, Luca 12 cu 20. Și Dumnezeu, dar Dumnezeu, că totdeauna noi tot vorbim, că după aia vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis către el numai într-un singur fel. Deci cum a zis către el? Nașpeta ce ești. La noapte îți voi lua sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Te mai poți tu bucura dacă Dumnezeu, dacă bucuria ta nu e legată de Dumnezeu, dacă de lucruri materiale nu. Tocmai de aceea, asta l-a făcut pe Pavel în Romani 14 cu 17, să spun așa, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, dar ce este? E neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Amin! Mai avem doar puțin. O altă piedică, pentru că asta n-am atins-o, am spus doar cu eu, neînțelegerea încercărilor și a prigonirilor. Cum să te poți bucura când în viața ta sunt greutăți, încercări, probleme, suferință, prigoană? Și atunci? Și atunci sau nu? Dacă nu înțelegi rostul acestora, nu te poți bucura. Biblia ne spune cu fermitate că ne putem bucura chiar și în astfel de situații și trebuie să ne bucurăm. Nu din cauza suferințelor, ci din cauza urmărilor acestora în ochii lui Dumnezeu. Vă dau două versete. Una este Matei 5, ultima fericire, da? Zice așa. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâi, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ce să faci atunci? Bucurați-vă și înveseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Să zice Domnul Iisus. Bucurați-vă și înveseliți-vă. Și Petru îl urmează. Și 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13. Preibiților, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă. Ce să faceți? Bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei lui. Și atunci, dar și acum, bucurați-vă. Când nu înțelegi rostul încercărilor, a suferinței, a prigoanelor, nu te poți bucura. Este o piedică. Pentru că tu zici, acum merge bine, mă bucur, acum lucrurile nu merg așa bine. Aceasta este o bucurie circumstanțială. Ține de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Dar bucuria nu uită astăzi să țină de relație. Și aș vrea să mai spun un ultim lucru, înainte de a ne ruga. Pentru că scopul principal este predica, ci dedicarea noastră, pocăința noastră la îndeamnă Domnului. Și atitudinea negativă și spiritul acru îndepărtează bucuria. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, dar tu vezi mereu numai lucrurile negative. Dacă ai mereu, așa ți-ai format un spirit acru și din viața ta. Am mai spus lucrul acesta. Cineva zicea, dacă tot ce îți oferă viața este doar o lămâie, fă-ți o limonadă. Proverbe 17:22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duc plătit usucă oasele. Se spune că
într-un oraș din America locuia un frizer, un spirit foarte critic. Și un tânăr care tocmai a intrat în afaceri, lumea afacerilor, s-a dus la el să-l tundă, că se ducea undeva într-o călătorie de afaceri. Urma să plece la Roma, de fapt. Și frizerul, că frizer era că lucrează mai vorbăreț, așa, mai tot vorbească cu el. Și cu ce linie aeriană, că tot ăsta îi spune, spune frizerul, cu ea nu te duce, nici nu ajung la toate, nu pot cu ea. Păi eu cu ea mă duc, mi-am luat deja bine, dar la ce hotel o să stai la Roma? Îi zice ăsta hotelul, zice acolo, și păduri, sunt plorbi, să nu-i vine la hotelul ăla. Să nu te duci. Păi dar zice, am de făcut o afacere, de încheiat o afacere importantă. Vei pierde, că cu italianii n-ai, nu sunt oameni de comitet. Dar am și programare să mă duc în audiență la Papa. A, Papa nu te privește pe tine, zice că el n-are vreme. Că te privește la audiență, să duci ăsta, nu, după două luni, eu cresc înapoi părul, vine înapoi la frizer, îl cunoști. Nu. Și ai fost, da? Am fost, zice. Și cum a fost cu compania aeriană? Excepțional, zice, compania asta. Și hotelul, condiții impecabile. Și afacerile, foaie, zice, cea mai afacere a vieții mele care am încheiat-o. Serios, oh. Și l-ai vizitat și pe Papa. Sigur, v-a primit și Papa. Și ce-o zis? Păi, zice, primul lucru, zice, când ne-am întâlnit, mi-a pus mâna așa pe cap și a zis, fiule, ce e că tu îți râi la ei? Dragii mei, spiritul acru, atitudinea negativă, se torce întotdeauna împotriva noastră. Întotdeauna se întoarce împotriva noastră. Sunt lucruri, putem lua lucrurile din viața noastră așa cum sunt. Eu își puteam la tăpul în vieță, îmi spun fire de tăi. Dar tot așa voi, tot așa aș fi, nu? Numai că aș fi în plus și chiar, dacă mi-a zis. Sau pot să-i dau slavă lui Dumnezeu când îl cheamă pe Gedeon. Și ce a zis Gedeon? Doamne, sunt cel mai mic din familia cea mai puțin însemnată. Dumnezeu zicea și la Gedeon, du-te cu ce ai. Și Gedeon ascultă de Domnul și cu ce are. Dumnezeu a dus izbăvire în poporul lui. Dumnezeu știe cine ești. Dumnezeu știe ce ai tu. Dumnezeu știe de cazurile tale și problemele tale. Și cu toate acestea El spune, bucurați-vă. Să nu crezi că Dumnezeu este insensibil? Nici măcar nu-ți cere bucuria la comandă. Dar se explică că bucuria vine dintr-o relație intimă cu El. Și aceasta e sursa bucuriei copiilor lui Dumnezeu. Că au mântuirea. Că mai ales îl au pe Mântuitorul, slăvit să fie numele Lui. Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea Lui. Și pur și simplu, în dimineața asta vreau să lansez o chemare la bucurie. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, vreau să spun că oricât de mult ai căutat distracție, oricât de mult ai căutat surogată la bucurie, doar Dumnezeu te poate face să te bucuri cu adevărat. Doar bucuria oferită de Dumnezeu este o stare de satisfacție, de mulțumire care nu trece. Tu crezi că lipsa banilor, crezi că faptul că stai într-o țară mai mult cu grup, stai într-o țară frumoasă, care păcat că e locuită, asta e problema. Nu aceea e problema. Ci problema este că sufletul tău este gol. Dacă Hristos ar fi acolo, vei fi bucuros. Așa că, dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, eu te chem la mântuire. Este aici cineva care până acum n-a făcut un angajament înaintea Domnului, că vrea să se împace cu El, să se pocăiască. Și înțelege în această dimineață că astea merg mână în mână, pocăința cu fericirea și cu bucuria. Și înainte de a-i provoca pe copiii Domnului, dacă este cineva și vrea să facă lucrul acesta, arată cu mâna ridicată că tu dorești împăcarea cu El. Implicit primim și bucuria Dumnezeu să vă binecuvinteze. Slavă Domnului, binecuvinteze, lăsa-mă în ajuns Dumnezeu să vă binecuvinteze, slăviți să fie Domnul. Și acum, pentru copiii lui Dumnezeu, zici, eu sunt copilul lui Dumnezeu și tot n-am bucurie. Pentru că s-a cuibărit păcatul în mintea ta, în viața ta. Pentru că ai crezut că bucuria depinde de circunstanțe. Spune Domnul, iartă-mă, Doamne. Și vreau să înțeleg că bucuria depinde
de statutul meu, de relația mea. Și dacă te am pe tine, pot veni vânturile, valurile, prigoana, suferința, încercările, moartea. Bucuria rămâne. Aleg, Doamne, să mă bucur de tine. În primul rând de tine, ca bucuria să-mi rămână. Cine vrea să se roage pentru el? Cuvinte puține, fără divagații, numai pentru el. Și legat de tema aceasta, liber să se roage.